Vi s-a întâmplat vreodată ca părinții să vă ia telefonul, consola sau calculatorul și să nu mai aveți voie să vă jucați o perioadă pentru că ați greșit cu ceva? Ei bine, mie mi s-a întâmplat când eram mic și mi s-a părut foarte interesant că există un joc cu așa ceva și am zis că neapărat trebuie să-i dau o șansă, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și episoade și chiar răspundeți în comentarii dacă vi s-a întâmplat și vouă chestia asta. Hai să dăm aici pe episodul numărul 1 și... îi dăm press start. Deci noi ne jucăm acolo frumos, pe telefon sau pe consolă, pe ce vreți voi. Vine mama, spune că nu ne-am făcut temele și se cam supără puțin așa. Ziua următoare, unde mi-e jocul? Unde o fi oare? Îl caut peste tot, nu este nici acolo, nici acolo. S-a dus! S-a dus jocul nostru, ce ne facem? Vine mama și ne spune că ne-a ascuns jocul și acum o să trebuiască să-l găsim. Și practic este un joc de tip puzzle și o să vedeți că devine din ce în ce mai greu, dar mi s-a părut foarte drăguț. Deci noi trebuie să căutăm unde este consola, da? Sau telefonul sau în funcție de ce ne ia mama. Ia să vedem, aici nu este, aici nu este. Uite că l-am găsit. Acum e simplu că ești la început, dar credeți-mă, jocul ăsta devine din ce în ce mai greu. Ziua a doua ne ia și de data asta consola, doar că de data asta, mama se ascunde undeva în nivel. Eu îi văd picioarele aici, dar hai să vedem ce se întâmplă dacă cumva greșești. Hopa! Mama m-a prins că am vrut să caut unde a ascuns, consola. Bun, hai să dăm restart și să ne jucăm. Dar înainte să continuăm cu nivelul acesta, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe butonașul de like. Fiți atenți, o să vă dau un pic de timp. Da, mă ridic de la calculator, mă dau în spate așa puțin și aștept ca voi să apăsați pe butonașul de like. Gata? Bun! Sper că ați apăsat și voi și hai să-i dăm drumul să vedem unde este jocul. Ia uite unde este jocul! Dar ne ajungem la el. Ce ne facem? Ok, hai să vedem ce mai avem posibilitatea. Păi pe aici nu e nimic, dar avem o scară. Ok, asta poate e folositoare. Hai să luăm scara și acum putem să luăm jocul. Perfect! Na că l-am găsit, mamă, ce zici? Ce mai zici acum? Ok, văd ce e ceva sub pat. E ceva sub pat acolo, cred că e jocul meu. Cred că acolo l-a ascuns mama. Aici nu este nimic. Hai să vedem, uite-o pe mama, se ascunde aici, uitați-o. Ok, luăm mătura. Ok, și cu mătura vom scoate jocul de acolo. Crede mama că ne păcălește pe noi, că ne ascunde jocul, să nu mai ne jucăm. Ia uite-mă, ia uite-mă că nu ne dăm bătuți. Ok, nu știu exact de ce avem un crocodil în casă, dar aparent avem, așa că da, hai să vedem. Îi dăm aici. Ok, avem un băț. Ce se întâmplă când încerc direct? Ok. Da, cred că n-a fost o variantă bună. Stați așa să dau eu jocul ăsta un piculeț mai încet. Ceva de genul ăsta. Bun. Dăm restart și o să folosim bățul ăla de data asta pentru că până la urmă cred că de asta l-au pus în nivel. Ia, pune bățul aici. Gata, mă. Gata, mă, ne-am luat jocul. Următorul nivel. Hai să vedem, ziua 5-a. Ok. Ce s-a întâmplat? Am căzut în baltă. De ce e baltă la mine în casă? Ok, nu știu de ce e acea baltă în casă. Mama se ascunde aici, o puteți observa. Și avem niște vaze. Aha! Am găsit un joc de aur. Ok, ce fac cu ăsta? L-am pus acolo. Wow! Ia uite că l-am găsit pe al meu. Mamă, ce șmecherie! Ok, ziua 6-a. Ce se întâmplă la mine în casă? Cineva stă după perdea și cred că e mama. Hai să vedem, deci ce trebuie să faci aici? Trebuie să dai pe ăștia, oare? Că văd că nu e niciun item aici. Ia stai să încerc aici. Era mama! Mă gândeam că ea e, dar am zis, bă, hai să încerc să văd ce e mai exact acolo. Hai să dăm restart. Ok, devine din ce în ce mai greu, v-am spus. Ok, avem o muscă. Ce faci cu musca? Dă-le musca la ăștia. Dacă se... o să pice, o să pice din... Ia uite cum s-au dus. Și ne-am luat jocul. Mama a pus, mama, o echipă de asta de... nu știu ce sunt ăștia de... la noi în casă, ca să nu mai facem rost de joc. Uitați-vă și voi. Ok, te poți juca o oră pe zi. O oră pe zi doar? Ia uite că am și eu ăsta. Ia stai așa, ăsta ce e, mă, frate? Încerc să-l folosesc aici. Ah, cred că poți să spargi cauciucurile. Cred? Ce s-a întâmplat? Ah, m-am dus Da, m-am dus și m-au călcat ăștia cu bicicletele, cred că. Da, uite, deci dacă dai click, te calcă imediat. Nu, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție. Deci are de-a face cu chestia asta, ok? Hai să vedem. Să încerc să o pun unde? Mai exact, că dacă încerc să o pun aici, nu funcționează. Ia stai. Aha! Aha! Ia uite ce facem cu ăsta, îl punem aici la roți. Opa! Opa! S-au dus toți! Gata! Ce? M-am lovit și eu în chestia aia! Wow! Nu mă așteptam la asta. Bun, deci faza e în felul următor. Trebuie să iei de aici ăsta. Trebuie să deschizi ăsta. Pui ăsta aici. Pică toți pe jos. Și am trebuie să-l iei înapoi, că te înțepi. Abia acum ne-am luat jocul înapoi. Băi, băiatule, ce e asta? Ziua 8-a. Ok, de data asta avem un semafor la noi în casă. Și am încercat să trec. M-au călcat cu motocicletele, deci nu e bine. Trebuie să găsim o soluție. Butonul, apăsăm butonul, s-a făcut. Wow, poți acum cât e verde. Dar după asta s-a făcut roșu iarăși. Ia că mi-a pus o dată pe buton. Cine mi-a pus, bă, semafor în casă? Ia uite că l-am luat. Cine mi-a pus semafor în casă? Vreau și eu să știu. Că eu nu mi-am pus semafor în casă. Probabil mama. Ok. Oh, ok, ce facem cu astea? Facem un foc aici, oare? Ok, este un grătar. Pește, luăm peștele și îl punem pe grătar. Ia, punem peștele pe grătar. Ok, se gătește. Se gătește și acum ce? A venit mama. Oh my god, a venit mama. A văzut fumul probabil. Stai să vedem. Că în congelator eu nu m-am uitat. Ia, ce e asta? Ok, o să am și peștele, o să am și ăsta. Am ăsta, da. Pe și altă variantă nu ai, adică gen, tot ce pot să fac aici este să încerc să gătesc ăsta. Și nu cred că pot să-l iau. Aaa, era o scoică și înăuntru era... Wow, nu m-aș fi gândit la chestia asta nici vorbă. Ziua 10-a. Nu m-aș fi gândit. Elefant. Ok, și aici ce? Hârtie igienică. A, ok, cred că morcovii aș da mai degrabă la elefant. Ia, ia vezi morcov. Ți-a plăcut? Hârtie, nu, nu-i dau hârtie igienică. Iau măr. Fructe în general. Aoleu, bagă cu hârtie igienică. Ok, am curățat. Vai, mâncase elefantul jocul. Bine, eu pot să zic în loc de joc telefon, că practic și pe telefon te joci și în momentul de față ne jucăm un joc pe telefon. Oh my god, ia ăsta repede. Stinge! Nu, a venit și mama! Păi și ce faci în situația asta? Că e mare bumbă. Trebuie să facem cumva. Nu, m-am lovit la mână, am încercat să pun mâna și m-am lovit la mână. Păi și ce facem, domne, că nu știu. Ok, deci ăsta dacă încerci să sufli aici, nu o să fie bine. Păi și... Ok, lasă să vedem ce se întâmplă. Ah, ok, era vrăjeală, oh my god. M-a fraierit jocul prima dată, a doua oară am zis, bă, hai să văd, că totuși... Ok, ăsta e bunicul, cred că? E un copac aici, oh my god, era mama în copacul ăsta. Ce-o fi ăla, ficus, nu știu ce e. Ok, avem niște apă. Pare a fi apă, pune-i lui bunicul niște apă. Hai bunicule, știu că ai. Știu că tu ai telefonul meu. WC? A, trebuie să-l faci să ducă la WC pe bunicul. Ia, mai bea puțin. Că sigur el l-are ascuns aici undeva. După perna asta cred că l-are ascuns. Gata, du-te bunicule, du-te. Fugi repede că faci pe tine. Ia, ia. V-am zis. Bă, știam eu ce știam. Ia, ziua 13-a. În fiecare zi ia mama jocul. Ok, am luat o mască de Jason. Ce e aici? Mamă, mă mușcă șarpele. De ce, bă, nene, de ce? De ce mă mușcă șarpele? Vreau și eu să știu. Ok, ce e asta? Nu știu ce e. Pare o chestie cu care aș putea să hipnotizez șarpele, poate? Hai să încerc masca. Nu merge. Hai să încercăm asta. Nici asta nu merge. Hai să-i dăm asta lui bunicul. Ok. S-a activat. Bă, ce-a făcut? A prins puteri bunicul. Ok, și acum îi punem masca. Nu merge? Nu merge. Problema e că gen... A, lol. A, dar nu trebuia să fac nimic cu șarpele. Era pus la vrăjeală. A, mă, frate, credeam că e ceva cu șarpele ăla. Chiar credeam. Ziua 14-a. Unde-i mama? A, ia e mama, s-a îmbrăcat ca bunicul. Bă, ce șmecheră e. Fiți atenți că nu e așa. Ok. Aici e portofelul. Mamă, m-a luat poliția direct. M-a luat poliția că n-am voie. Bun, stai să vedem. Deci nu poți să iei ăla. E un băț aici. Și aici jos. Acolo e jocul, cred că. Ia. Încerc să scot jocul? Da, mă. Uite. Easy. Hai că n-a fost complicat. Ziua 15-a. Nu știu exact câte zile sunt pe un capitol de ăsta, dar gen o să încercăm. Hai. Și aici avem niște pietre. Și o să le iau pe toate. Ai, tămis full. Ok, deci nu putem să le luăm pe toate. Ia. 2, 3... Băi, frate, dar unde e jocul? Că am crezut că jocul e în fântână. Păi și unde e? Aceasta este întrebarea. Stai o secundă. Cred că știu. Cred că jocul e după ultimele pietre și trebuie să pun doar 2 pietre aici și le iau pe astea de aici. Da, mă! Că n-avea în altă parte unde să fie. Jocul e relativ simpluț, adică nu ai unde să te duci. Ia să ne uităm la stage-uri. Deci sunt 30 de stage-uri în total. Chiar aș vrea să le joc pe toate. Dacă e să jucăm primul capitol. Ok, l-am văzut în mijloc aici. Uite-o, 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 uite-o. Aici e. Nu, ce? Acolo era! Mă, stai, că asta e vrăjeală, mă, frate. Stai, eu cred că e în pălăria lui. Eu cred că e în pălăria lui. Asta era. Mă gândeam că m-am uitat atent și chiar nu mi-am luat ochii de pe paharul ăla și zic, bă, n-are cum, adică e imposibil. Ok, avem o farfurie pe jos, frigiderul cu morcov și cu de-asta cu măr. Girafă care e destul de mare. Pot să-i dau ceva? Nu pot să-i dau nimic din ce văd. Este. Trebuie să-i pui pe farfurie. Uite-l, mă! Era pe capul girafei. Ok, ziua 18. Deschidem aici. Ce e asta, bă? Ce caută pasărea asta la noi? Nu știu, dar da, dacă deschizi asta dai fail, aparent. No, deci stai, dacă deschizi dai fail, dar vine și asta după tine. Deci în ce parte ar trebui să mă... Stai, deschizi, spargi una repede. Deschizi, spargi una repede. Asta e singura metodă. Șarpe! No! Băi, frate! Dar îmi place jocul, mi se pare tare, adică nu știu. Văd șarpele acum și nu o să-l mai lovim. Ok. Hai că pot să iau și câte 2. Unde-i, mă, jocul? Asigur e aici. Uite-l, mă! Uite-l, mă, că l-am găsit. Următoarea zi, ziua 19. Vreau să văd ce se întâmplă dacă ajungem la 30. Ok, nu-i nimic aici. E doar un switch. Ok, deci poți să faci întuneric. Și cu ce mă ajută? A venit mama. A venit mama să mă enerveze. Aici, că îmi fură mie jocul. Bine, probabil am făcut ceva și am meritat-o. Nu zic nu, dar na. Tot nu-mi convine. Ia asta, mă, că sting lumina. E ceva aici. A, era jocul ascuns acolo jos și se vedea doar beculețul. Că nu-ți dădeai seama altfel, gen, se vedea beculețul că e deschis. Ok, avem ceva... Ce e aici? No, e iarăși portofelul. Da, deci dacă e portofelul nu e bine. Vine poliția după tine, te bagă la pușcărie. Ok. Aici? Ce e asta? Pare a fi un ou. Iar aici... Pare a fi geamul nostru. Ok. Și hai să-i punem ou aici. Hai, bagă-te pe joacă. Dă-i! Nu! Ok, ne-a luat cocoșul. Nu e bine. Ce putem să facem în situația asta? A, uite, mă, că există și minge și acolo cred că e șarpe, dacă nu mă înșel. Gata, mă. Pune mingea. De data aceasta ar trebui să fie corect. Și ajunge, și ajunge, yes! Bravo! Și mi-a picat din ceruri jocul meu. Deja e ficțiune, adică nu știu exact de unde apar chestiile astea. Asta e sora mea, oare? Dai drumul la muzică? Ok. Nu știu pe ce pot să dau click. No, deci dacă deschizi vine mama. Ok. Ce putem să facem aici? Asta e întrebarea. Hai să încercăm să ne dăm seama. Încerc să dau click pe orice se poate, dar gen... Ia asta, mă, că putem să ne ducem. Nu, portofelul nu, discul. Gata, măi, punem muzică, fii atent. Punem muzică. Ia, dă-i play. Gata, a început muzica. Ia, că dansează. Și acum ar trebui... Ia, uite. Mă gândeam că trebuie să deschid, să vină mama, dar... Nu, se pare că doar trebuia să o fac pe sora mea să plece de acolo. Are de data asta o pălărie mult mai mare, dar cred că tot în spatele pălăriei se ascunde jocul meu. Nu știu de ce, dar așa am impresia. Mama! Nu, în spatele pălăriei se ascunde mama. What? Ok, jocul ăsta devine din ce în ce mai ciudat, dar... Hai să vedem, o să încerc paharul ăsta. Hai, mă, frate! Eu văd acolo sus ceva, gen, mi-l arată că e... Nu-mi dau seama dacă chiar e atât de ușor încât să dau click acolo sus. Da, o să încerc de data asta, ia. Lul, de ce era acolo sus? Era acolo sus, de ce? Habar n-am. Ok, ce e asta? Ce e asta? Și cine e ăsta din sertar? Te poți uita cu lupa, oare? Ai un fel de lupă? Ok, aici e ceva. Aha! Ai un detector de ceva, mă. Un detector de metale. A, mi-a făcut un sertar special ascuns în perete să mi-l ascundă. Tot încearcă să găsească metode să-mi ascundă jocul, să nu mai pot juca. Pizza și un nou. Ia, ce putem să facem cu astea? Ok, aici nu putem să facem nimic. Oh my god. Oh my god! A băgat mâna acolo și a prins mâna. Ok, încercăm de data asta, o să încerc pizza, să văd ce se întâmplă. Și oul. Da, încercăm pizza prima dată. Ia, bagă-i pizza acolo. I-a plăcut? Bă, nu prea i-a plăcut, sincer. Dă-i și ouă. Bă, nu știu ce să zic. Bagă mâna acum. Bă, tu nu-i convine. Ok, trebuie să fie un răspuns simplu, probabil, la chestia asta, pentru că... Ia. Ok, am o idee. Poate pizza nu e făcută. V-ați gândit la chestia asta? Acum m-am gândit. Acum mi-a venit ideea. Gata, mă, îi ducem o pizza făcută, că nu i-a plăcut așa crudă. Ia, acum e prietenos? E prietenos! Că am văzut cum și-a făcut expresia. Și m-am gândit că nu o să ne facă nimic. Bun, avem aici o vază. Asta e mama, mai mult ca sigur. Stai, what? Ce asta 0 din 3? Trebuie să găsești diferențele. Ok, deci ceasul e așa aici, ceasul e așa aici. Pare normal. Dar știi ce? Eu pot să dau click. E diferența aici. Nu e diferența aici. Deci nu poți să dai click unde vrei tu și până găsești. Trebuie să le dai fără să le greșești. Ok, gata. Gata, acum știu. Deci e diferența aici, că astea sunt pătrate și ele sunt rotunde. Mai e o diferență... Aici. Am văzut-o din partea cealaltă, că aici arată diferit. Canapeaua asta pare la fel, dulapul pare la fel. Ziarul poate e diferit. Picioarele astea sunt diferite. Are șosete în partea cealaltă și ce nu are. Gata, mă, mi-am luat jocul. Ce vorbești? Next. Hai, suntem foarte aproape de 30. Ce e asta? Da, bineînțeles că dacă deschizi ușa vine mama și te ceartă. Trebuie să văd ce trebuie să faci aici. Ok, avem un dart. Încă un dart. Încă un dart. Și aici este șarpe. Deci aici... Oh, nu. Ce vorbești, mă? Unde s-a dus? Again. Again. Ok. S-a dus pe semnul întrebării. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă semnul întrebării? Oulu! A venit bunicul Jason. A venit bunicul Jason, mai zic ceva de el. Păi, stai să încercăm atunci. Nici nu știu, că e pur și simplu la noroc, că eu nu... Deci uite, ăsta... Pe ce a picat? Pe mam. Deci ăsta pică pe mam orice ar fi. Mama! Ok. Păi și cum ar trebui să faci aici? Asta e întrebarea. Că gen, eu dacă mă duc să iau de aici astea... Să zicem că le iau așa. E fix la noroc. Adică aici pică again, orice-i face. Da. Aici pică semnul întrebării și e aceeași chestie. Faza era că orice-i face, tu n-ai să nimerești galbenul, pentru că n-ai dartul galben și trebuie să iei ăsta, să dai aici și abia acum iei ăsta. Adică, da, mult noroc să-mi fi dat seama, dar în sfârșit am nimerit game și ar trebui să-mi dea jocul. Bun, next. Ia mă, ziua 27. Ce primim aici? Și primim o prăjitură, oil, sau cred că e cartof mai degrabă, nu cred că e prăjitură. Un cup de gheață. A, și n-ai voie să pui mâna că te frigi. Ok, bun. Trebuie să țin minte chestia asta pentru că e destul de important. Hai să vedem. Dacă pun apă, nu e bine, că ia foc. Ia foc toată bucătăria chiar. Și bănuiesc că la cubul de gheață, ia stai, să încerc. Hai să punem ăsta. A? Ce se întâmplă când îl pui? A, am primit cartofi prăjiți. Și cu cartofii prăjiți aș putea să pun ăsta? Ok, n-aș putea să pun ăsta. Aparent avem și posibilitatea să ne mai uităm aici. Și mama se uită pe telefon sau ceva, nu cred că... A, nu se uită pe telefon, mă, are jocul nostru. Ok. Și cu perna asta o să încerc să fac chestia asta. Merge? A mers, e bucuroasă că am stins focul și acum putem să luăm jocul. Că l-a lăsat acolo. Doamne, deci puzzle-urile încep să nu mai aibă nicio logică, cel puțin părerea mea, dar... Ok. Ce sunt astea? E, jocul e de desubt acolo, cred că. Ăsta... Încă una aici. Era mama acolo, doamne, dar nici nu știu cum a încăput. Nici nu știu cum a încăput, dar mama e oriunde. Oriunde o găsești. Deci hai să luăm astea. Se par ca și cum ar fi bile de alea de la Dragon Ball Z. Nu știu dacă v-ați uitat. Mă uitam când eram mic. Încă una aici. Oh, e full. Și încă una aici. Păi ce trebuie să faci cu astea? Le pui aici, oare? Cred că sunt de mâncare. Nu știu ce sunt. Și încă una aici. Ok. Și le amesteci cu chestia asta? Sau ce? Bă, stai o secundă. A, mai e încă una aici. Na. Și acum ce? Mai e încă una pe undeva și nu o văd eu? Că sincer vă zic, nu prea îmi dau seama să mai fie vreo una pe aici. Hm? Ok, aparent încă una găsești aici, în meniu. What? Nu m-aș fi gândit la asta niciodată. Niciodată nu m-aș fi gândit. Ok, și acum unde mi-e jocul? A, uite-l. Gata, mă. L-am luat până la urmă. Am reușit. Ziua 29. Hai să vedem ce ne mai așteaptă. E în balon băgat. Ok, dacă deschid ușa, sigur e mama. Deci avem o minge. Bă, ăsta trebuie să spargă balonul, cred că, nu? Oh, a auzit mama chestia asta. Deci trebuie să facem cumva ca mama să n-audă. Ce putem să facem? În principiu, am putea noi să folosim. Dar tot aude. Băi, care-i faza? Hai să mai încercăm, hai să mai încercăm. Deci sigur are legătură cu chestia asta. Dar dacă eu mă duc la ăsta direct, nu pot? Aha, am luat băta. Ce fac cu băta? Pot să... Aha, am închis. Perfect. Hai că asta a fost mai logic puțin. Asta a fost mai logic puțin. Bun, ziua 29, ziua 30. Perfect. 31, what? 50, 100, 200, 1000. M-am jucat 1000 de zile! Mamă, n-am mai deschis ușa la cameră! What? M-am închis în cameră, ce am făcut? Game over? Ok, deci aparent nu asta trebuia să fac. What? Hai să încercăm să luăm băta asta de aici. Deci cred că ne-am jucat prea mult și nu trebuie să ne mai jucăm. Cred că asta trebuie să facem și practic facem curățenie acum. Că... Ia, dacă deschid ușa. Am deschis ușa după 1000 de zile. Mă bucur să o văd pe mama. Ok. Dar nu mă așteptam la chestia asta. Cred că e timpul să mergem să facem niște mișcare, niște... Și nu doar cu jocul, că na. Ia uite jocul acolo. Ok. Escape the room. Succes. Deci am reușit să terminăm capitolul 1 din jocul acesta. Și din ce am observat, Are mai multe capitole. Avem episodul 2, episodul 3 și episodul 4. Acum nu știu dacă o să vă placă sau dacă nu. Vedem la episodul acesta dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!